Ai doar 10 secunde să dai like la acest videoclip dacă vrei să ai și tu succes în viață. Hai să vedem! Așa, tu ai ales! Mult noroc, amice! Sincer, foarte multe lucruri s-au schimbat pe YouTube-ul acesta, iar astăzi o să vă pregătesc un sketch super mișto la care am lucrat câteva zile ca să-l vedeți voi. Așa că hai să începem! Viața de gamer în 2023! Gata, de anul acesta o să postez cât mai mult, cu siguranță o să fac milioane de vizualizări și susținători. Câteva săptămâni mai târziu. Vai, nu pot să cred ce se întâmplă, cum eu am atâtea puține vizualizări, unde a plecat toată lumea? Hai cu tap-tapuri, donați, dacă strângem mai multe tap-tapuri și donați, o să-mi arunc scaunul pe geam! Vai, mulțumesc de TikTok Universe! Îmi arunc caloriferul pe geam! Cred că o să mă uit prin trending să văd ce se întâmplă. Vă mulțumesc! Mai avem un pic și facem 1 milion de abonați! Serios? 100k de vizualizări? Pe bune? Are 100k de vizualizări și filmează cu camera aia oribilă? Sau asta e de fapt ideea? O să-mi iau camera veche de data asta. Perfect! Cu siguranță o să fac foarte multe vizualizări cu această cameră. Și sincer, pare decentă. O zi mai târziu. Vai, ce comentarii! Nu cred așa ceva. De ce n-am noroc ca alții? De ce? Ce se întâmplă? Bun, de acum o să fac ce nimeni în România n-a mai făcut, așa că o să mă pun pe făcut jocuri video. Bun. Poate n-am eu succes la gaming, poate lumea nu prea se uită la clipurile mele, dar lumea măcar joacă jocurile mele. Morala poveștii. Indiferent cât muncești, nu o să mulțumești niciodată pe nimeni. Dar încearcă să faci ceva ce te poate lăsa în istorie. Apropo, cine și-a luat deja membru la canalul meu este în istoria acestui videoclip. Și desigur, sper că v-a plăcut acest sketch și cine vrea să încerce jocurile mele, le poate încerca din bio. O să mai fac sketch-uri, o să mai fac vloguri. Încerc și să postez cât mai mult anul acesta și mi-ar plăcea să am susținere din partea voastră. Să văd acolo că vă place ceea ce fac, un comentariu, un like pe acolo. Până la urmă, eu nu renunț, dar sper să am și motivație din partea voastră. Anyway, eu sunt Sandra, alechina voastră și m-am dus! Bis! I feel like I'm in space.